pe suflet, doamna Simona. Doamna Simona, fix asta vedem și noi și, din păcate, copiii ăștia nu văd, pentru că au prea mult bun simț, pentru că nu caută întotdeauna să scoată la iveală părțile bune din orice situație. Asta probabil ca să le fie și lor cât mai bine acolo în casă. Dar, sincer, m-ați uns pe suflet. Fix asta vedem și noi cei de acasă, faptul că Irina a început o luptă contra Mariei și cumva se aliază cu Hatice pentru că știe sau crede că poate să dea în ea. A vorbit despre Antonio la un mod superlativ, doar ca el, vezi, doamne, să vadă și să simtă că Irina îl înțelege și că de fapt Maria este oaia neagră din relație. Exact asta se întâmplă. Irina vorbește despre Maria într-un mod extrem de negativ. Ați văzut ce spunea? Că eu urăsc să mă rog că faci niște servicii, că îți plătesc. Adică vrea să spună că gen îi plătește Mariei pentru că i-a făcut unghiile sau a fardat-o sau ce a mai făcut. Păi proastă fi Maria dacă de acum înainte vreodată mai face ceva. Îi poartă hainele Mariei astăzi în live și ea vorbește în felul ăsta despre ea, despre ce vorbim. Maria a avut mult prea mult bun simț. Pe cuvântul meu de onoare, că eu aș fi spus, doamna Simona, în momentul ăsta îmi poartă hainele și ea vorbește în felul ăsta despre mine. Adică despre ce vorbim? Fata asta a făcut o obsesie pentru Maria, se îmbracă ca Maria, se coafează ca Maria, își face make-up-ul precum Maria și tot ea vorbește într-un mod negativ de ea.